Unii aveau libertate de a spune orice. Imediat după Convenția Națională din 2011, nu m-ați auzit 6 luni de zile spunând o vorbă. Tocmai pentru că s-a fi putut interpreta că lovesc partidul sau guvernul. Dar membri ai cabinetului Foc, domn și doamne, cereau de a doua zi demisia și premier tehnograt. Sper că n-ați uitat. Acest dublu limbaj nu face bine partidului. Un partid democrat liberal puternic este un partid care se bazează pe miile lui de militanți și pe militantismul acestora. Și ține cont de părerea lor. Și are organizații puternice locale. Și are organizații puternice județene de-a căror părere ține cont. Nu le tot transmite mutări în frică. Este acel partid care atunci când ajunge la putere are posibilitatea de a numi funcții publice. La nivel local sau județean, oameni se uită numai la rezerva lui de cadre. Nu-i aduce de pe stradă. Că nu mai știu câți dintre concentrate director mai sunt cu noi în județe. Pe unde am fost, nu prea mai sunt. Să știți că așa e și la București, fără nicio problemă. Acum, dacă veniți oameni buni, luați cel mai mare autocar din județul Hunedoara, îl puteți întoarce liniștit în curte la Modrogan. Dacă nu-i cumva conferință de presă, să ne încurce presa cu mașinile lor de acolo. Dar dacă doar s-ar simți, bine a venit Andreea, la mulți ani și ție îți dau o floare. Și să vom fi un partid democrat liberal puternic, dacă vom promova în interiorul nostru și nu numai prin competențe, dar mai ales prin muncă și atașament față de partid.